Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la emisiunea Momentum. Îmi face mare, mare plăcere să vă spun că în seara aceasta avem un invitat aparte, un invitat deosebit. Menționez, mărturisesc că am foarte, foarte mare emoții pentru că este un om pe care eu îl stimez din tot sufletul. E un om pe care l-am apreciat pentru toată cariera și îl apreciez în continuare pentru tot ceea ce face, atât în calitate de regizor, bineînțeles, de manager, de pianist, și nu numai de om. Așadar, bine ați venit în această seară, domnule Lucian Sabados. Vă mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am găsit și salut pe toți telespectatorii dumneavoastră. Un ploieștean adevărat, din toate punctele de vedere. Născut, crescut. Da, care tot ce a făcut, din punctul meu de vedere, a făcut pentru, și face în continuare de altfel, pentru Ploiești. Categoric, a fost într-adevăr o stea fericită care m-a adus după Revoluție, ca să fiu foarte sincer. De fapt, hai să zicem așa, legăturile cu Ploieștiul, după ce am terminat în 1980 IATC-ul, secția de elită, teatrologie, filmologie, am fost aruncat puțin așa în sistemul culturii de masă, cu toate că era o secție de elită, dar așa era perioada, și eram la Școala Populară de Artă din Buzău. Însă am reușit să îmi dublez activitatea cu Școala de Artă din Ploiești, și unde mama mea fusese ani de zile profesoară de cantă, de canto și de pian. Și primul contact a fost în 1982, pe urmă am plecat în București, eram plecat cu detașare, că erau închise orașele mari, dar au fost anii cei mai interesanți pentru mine, când m-am apropiat decisiv de regie și am lăsat deoparte segmentul teoretic și m-am întors în Ploiești la Școala Populară în 1987 până în 90. Eram și referent la, sau consilier, nu știu cum se numea, la Centrul de Județean de Cultură, sau nu? Centrul de Județean de Cultură, cum sunt astăzi. Da, fundamental eram profesor de actorie, regie, teatru și mi-a folosit foarte mult, pentru că în cariera următoare, viitoare de regizor, sunt situații în care, lucrând cu actori profesioniști, totuși ești pus în situația, fiind mai la început de carieră sau nefiind foarte dotat, se mai întâmplă, mai sunt în teatre și... Nimeni nu e perfect, actor, da, corect. Ești pus în situația să lucrezi puțin ca la școală. Și atunci mi-a convenit foarte mult această experiență. Pentru mine, Revoluția chiar a însemnat ceva, sau... Ce zicem că este Revoluție? A însemnat o cotitură fundamentală, pentru că până în 90 mă știau mulți ploieșteni, sunt ploieștean, și eram o figură foarte, zic eu, chiar insolită a Ploieștiului. Erau ani frumoși în care încă mai era un fir de boemă ce rămăsese din marea boemă anilor 60-70, și la Ploiești a fost într-adevăr o boemă culturală de cea mai bună calitate. Și n-am crezut că după 90 voi avea o carieră cultural-administrativă de granda. Dar era o schimbare de sistem și probabil că s-a dorit, eu atunci aveam 30 și aproape 4 de ani, când am fost numit șeful culturii, județul Iuprahova. Atunci era cu totul altceva, era absolut cu totul altceva. Până în 95, când s-a descentralizat cultura, consilierul șef al Inspectoratului pentru Cultură într-un județ atât de urbanizat cum este Prahova, 14 orașe, conta foarte mult. Atunci m-am apropiat foarte tare și de filarmonică, discut cu directorul filarmonicii. Mi-am fost foarte aproape de filarmonică și sper să fiu în continuare, pentru că până în clasa 7 am fost... elev la liceu de muzică, s-a dat pianul cu o mare, mare, mare profesoare, Caterina Vlase se numea, am mare respect și prețuire pentru dânsa. Însă eu, dându-mi seama la un moment dat, vreau să încep să mă apropii de dirijat, dar trebuia să mă apropii de al doilea instrument, era obligatoriu, ori de corzi, ori de suflat.
Și mi-am dat seama că nu era poate menirea mea principală, iubeam pianul și eram, să zicem, un pianist bun, dar mi-am dat seama că nu voi fi un pianist concertist. Și leul din mine, pentru că sunt leu, a lucrat puternic și a dat seama că totuși, dacă nu pot să mă apuc de al doilea instrument, e greu la aproape 14 ani să o iei de la capăt cu un alt instrument. E destul de dificil. Și atunci, ca să faci și performanță. Să faci performanță, exact, da. Exact, da. Și atunci m-am întors spre liceul teoretic la Mihai Viteazu, un alt liceu pe care îl iubesc foarte tare. Și acolo, prin sora mea, care este istoric de artă, doctor în istoria artelor, m-am apropiat de zona de critică, i-a făcut critică de artă și m-am apropiat a 9-a, a 10-a, dar fiind în paralel și cu teatru, era un moment foarte interesant în Teatru din Ploiești. Am votat totuși spre dintre clasa 11 spre teatru și m-a ajutat sora, m-a ajutat foarte mult, procurându-mi, era student atunci și era o perioadă extrem de aglomerată, adică la teatre era enorm de multă lume, să stătea la cozi de noaptea, la Bulandra și la Teatru Mic, nu exagerez, să stătea de noaptea și am intrat în posesie, așa că eu aproape în fiecare weekend, 11 și a 12, mi-l petăceam în teatre din București, când m-am apropiat de marii regizori, marile spectacole. Și n-am mai fost chiar așa o surpriză că am intrat, pentru că eram bine pregătit și după aceea revin la Ploiești, că Ploieștiul este important pentru noi. După, spuneam, după 90, în paralel cu funcția de consilier șef al Inspectoratului pentru Cultură, a fost un moment în care regretatul Ioan Dan Nicolescu, care era directorul teatrului, a dorit să renunțe, și Mircea Ghițulescu, care era un foarte apreciat istoric și critic de teatru, care în momentul ăla era directorul direcției instituțiilor de spectacole din Ministerul Culturii al lui Andrei Pleșu, a zis: Lucian, acoperă tu interimar, că n-avea pe cine să pune imediat. Și eu am asigurat un interimar de 21 de ani. Asta vreau să spun. 21 de ani. Da, și până mi-am dat seama că era foarte greu, era un moment greu al teatrului pentru toate teatrele din țară. Era momentul după Revoluție, când cam se depărtase spectatorii de noi. Plecaseră actori foarte, foarte buni ai teatrului din Ploiești, care până în 89 a avut un mare regizor și un mare formator de actori, Dragoș Galgoțiu, colegul meu de generație, tot în 90 a terminat și el. Și era foarte multă treabă la teatru și atunci a trebuit să renunț, pentru că era foarte multă treabă și la Inspectoratul de Cultură, trebuia să asigur tot teritoriul și erau toate, vă dați seama, și muzeele și filarmonica și teatru și biblioteci și case de cultură și cămine culturale, e ceva înfiorător. Dar a fost o experiență uluitoare pentru mine, pentru că m-am apropiat de zona administrativă, a trebuit să o învăț foarte bine, legislație, exact, da. Chiar dacă aveam contabil șef foarte bun, domnul Sandulescu, da, cred că nu greșesc. Dar după aceea, totuși în mai 92, am zis game over la funcția de la Inspectoratul de Cultură și rămân pe teatru. Dar prefectul de atunci, Nicolae Bălănoiu, cu care am lucrat foarte bine de altfel, a zis: nu, crezi tu. Și m-au luat și am rămas și la teatru și la prefectură până în februarie 1997, când domnul Romeo Hanganu, pe fondul reparației capitale, care era pe finish la teatru, într-adevăr era foarte complicat să mă împart în toate, m-a sfătuit să rămân pe teatru și a fost foarte, foarte bun sfatul dânsului. Dar încă o dată, experiența de la prefectură a fost foarte interesantă, pentru că acoperam împreună cu Aurelian Gugulescu, bunul meu prieten, și cu Mihai Condrescu, ei sunt mai mari cu 4 ani, dar eu îi consider colegii mei, am asigurat segmentul
extern, celula de relații externe a prefecturii Prahova, care, vă rog să mă credeți, era foarte puternică. Adică nu mai prizideam cu vizitele miniștrilor, ambasadorilor, special ambasadori și delegații străine. Bun, erau și anii după Revoluție, când nu se lămuriseră. Și s-au deschis ușor, ușor. S-au deschis, da. Dar revin la teatru, pasiunea a rămas continuă. Eu din 92 deja am început să apar și ca regizor de teatru. Multe spectacole am realizat. Cea mai mare realizare pe lângă preparația teatrului, care cumva mi-aparține, chiar proiectul mi-aparține, ideea de proiect, nu proiectul. Ideea de proiect mi-aparține și am așa un cuvânt de recunoștință față de, din păcate s-a dus dintre noi un foarte bun președinte Consiliului Județean, domnul Constantin Hartia. Da. Dânsul a fost extraordinar de înțelegător în 92-93. Exista deja un proiect de restaurare al teatrului, de refacere, și care mie nu mi-a plăcut deloc. Și, în fine, având și spate că eram și la prefectură, mi-am zis, domnul Hartia, mă înțelegea foarte bine cu dânsul. Pe vremea aia, teatrul era în subordinea Consiliului Județean, până în 97. Și am zis, eu mă dau la o parte, demisionez, nu-i nicio problemă, rămân la prefectură, dar eu pe proiectul ăla care este, care nu l-am făcut eu, nu pot să... Nu pot, nu sunt de acord să merg înainte. Și a fost extrem de înțelegător și am comandat un nou proiect, totul altfel, după cum vedeți. Pe considerentul, am să mai explic că poate creștinii s-au gândit, domnule, de ce n-a rămas așa? Păi n-avea cum să rămână așa, că era o sală de cinematograf, cu un balcon extrem de nefericit și nesigur, dar foarte jos, care practic înăbușea ultima treime din stal, din sală, din parter, era absolut înăbușit. Nu pot să uit că era un actor foarte înalt și mi-a făcut demonstrația asta, sărea așa, deci a sărit și atingea balconul. Nu mai spun ce nesigur era când mai veneau spre... Erau ani grei, 91-92, când mai ne foloseam și veneau și soldații, militari. Da. Ei, când se suiau militarii și începeau să bocăne la balcon, era disperat. În fine. Dar cea mai importantă restaurare, pe lângă clădire, este restaurarea trupei și revenirea spectatorilor în sală. A fost cel mai greu lucru, dar și cel mai frumos. Din păcate, exact când ne tura să motoarele 94 și pusese mâna pe o promoție foarte bună de la IATC, am avut baftă atunci, pentru că terminase clasa profesorului Grigore Gonța, care puțină lume știe că de fapt e născut în Boldescăin și se considera tot prahovean și are și o casă la Cerașul, în fine. Eu i-am găsit terenul. Dragul de Gonța i-a direcționat pe câțiva actori excelenți la noi la Ploiești, din care a mai rămas numai Oxana Morave, care e o minunată actriță a teatrului din Ploiești. În fine. Și a trebuit să ne mutăm la urmă 94, pentru că s-a dărâmat tavana, tot s-a dărâmat ca să se refacă clădirea total diferit. Și ne-am mutat la sindicat. Au fost 3 ani jumate foarte complicați, foarte complicați. Au fost drăguți pentru că 3 ani că domnul Bălcinoi a fost director, da. Și că era o... Fusese și... Avea și pasiunea teatrului, avea și un teatru popular acolo la Casa Sindicatelor. Dânsul a pus în scenă. Deci era un om, era de-al nostru, domnul Bălcinoi. Dumnezeu să-l odihnească, un om minunat. Și așa, și cu Puiul Drăgan, care și el a murit, metodistul, erau oameni foarte dragi. Am trecut și a fost o inaugurare fabuloasă în 30 ianuarie 1998, nu pot să spun, frunte cu regretatul Pino Caramit, iată că numai de oameni pe care am pierdut, și floarea inteligenții, ce Pală, ce Simion, ce pot să spun, Gabriel Țepelea era pe vreme... Mulți de la Academie au venit atunci și aveam și mulți prahoveni foarte valoroși. Și după aceea am plecat ca din tun, pentru că aveam și o sală foarte bună, lucrasem la trupă, trupa să câștigase niște actori foarte interesanți, publicul era cu noi, ne împingea. Și lucrurile s-au petrecut pe urmă într-un format cât se poate de interesant. Au venit mari regizori,
normal când ai trupă, vin și regizori, că se zice că regizorii sunt actiați numai după bani. O greșeală. Regizorii adevărați și care vor să își doresc să, cu fiecare spectacol să își îmbogățească palmaresul și nu să dea înapoi. Mai sunt și poate ciubucari, nu o zic, dar eu am căutat regizorii mari în frunte cu, nu mai zic de Radu Afrim, o să ajung la Radu. Radu cronologic a fost după aia. Dar a venit primul, lovitura mea a fost Alexander Hauswater, marele regizor și reformatorul, cel care clădise chiar în 91, au pus Cătușe Florilor, marele spectacol de la Teatro Odeon, textul Fernando Arrabal. Și eu dădusem o lovitură. Eu l-am adus în 95, chiar dacă era în sala sindicatelor. L-am adus pentru prima oară în țară pe acest uriaș dramaturg, Fernando Arrabal, singurul care mă rămăsese în viață din marea, cum să spun, cu Samuel Beckett, Jean Anouilh, cu Eugen Ionesco, bineînțeles. Deci muriseră toți grei și rămăsese numai Arrabal. Și l-am adus la Ploiești. A fost o premieră cu Labirint, un text excepțional al lui, în care era Geo Visu în rolul principal și Mihai Coadă era extraordinar. Nu le recunoșteai, pentru că tot ziceam Mihai Coadă, cel mai bun actor de comedie. Nu, Mihai știe foarte bine și teatru mare. Și făcuse chiar în 90, când încă era Ioanda Nicolescu, făcuse maestrul, meșterul, noi așa zicem, Mircea de Albulescu, un spectacol formidabil, Victimele datoriei la Ploiești, cu foștii lui studenți. Era Mihai Coadă, era Adrian, mi-aduc aminte, mare, mi-a zburat din cap acum, Dana Dembinski, Camelia Maxim, era Teodora Mareș. Haideți că e mare de actor de film și profesor, a fost director la universitate, mi-aduc aminte. Urma a venit Radu Afrim cu o pleiadă de spectacole uluitoare, Nevrozele sexuale ale părinților noștri, 2014-2016, Lovitura mare cu Plastilina, când am luat primul mare premiu Uniter, da. Și el primului premiu, dar și teatru Toma Caragiu. Urma Anne Bjork, of course, Miriam W, spectacole uriașe. Dar lovitura cea mai mare am dat-o pe plan extern de data asta cu Alexandru Dabișa, marele regizor, care a făcut unul dintre cele mai minunate spectacole văzute de mine vreodată. Sigur că subiectiv. Dar nu e vorba că eram director atunci. E vorba că era trupa foarte bine turată și Sandu a pus primul lui Cehov. După aia a pus multe cehuri. A fost extraordinar. Și a pus un spectacol uluitor, Trei surori. L-am filmat odată, poate o să-l dăm așa, să vedem, nu știu cum e filmat, nu m-am mai uitat, cu care am fost și în Corea de Sud, invitat la un mare festival, și în Japonia, și în Europa. Au mai fost regizori foarte importanți, Vlad Masaj, Todor Cristi Popescu, nume foarte importante ale regiei românești, dar ce vreau să spun, au fost festivaluri, au fost și am mai exersat o chestie foarte interesantă. La un moment dat am reușit să mă apropie de un impresar foarte special, domnul Iosif Herlo, din, cred că îl știți, da. Da, este la Heidelberg. La Heidelberg, exact, da. Iosif Herlo. Încă lucrează, are încă are proiecte, da, foarte mai multe. Da. Cred că în 2009 l-am cunoscut și ne-am apropiat foarte mult. I-au plăcut foarte mult spectacolele și premizele, pentru că acolo trebuie să te duci în mari comunități. Vorbim de orașe foarte mari. Vorbim de Stuttgart, vorbim de München, da, de Karlsruhe și de Frankfurt. Chiar Frankfurt, cu toate că eu sunt cu Sudul, eu sunt mare fan și Bayern München, da, și München, da, pentru mine. Recunosc că publica la Frankfurt, public de român, dar ce diasporă, vechea diasporă, nu vă imaginați că veneau săracii cei care lucrează acum în construcții.
erau doctori, toți, erau domnul avocat, doamna farmacist, era o plăcere. Și țin minte că la Frankfurt era domnul Dinu Ianculescu, un actor foarte interesant și un mare recitator, până să apară și să se impună Ion Caramituș cu Eusebiu Ștefănescu, dragul nostru Sebi Ștefănescu, de care mi-e foarte, foarte dor, era Dinu Ianculescu. Și el era foarte sufletist și ne susținea și au fost 3 turnee pe acest format foarte amplu. Și prima a fost cu O noapte furtunoasă, spectacolul meu, eu fiind fan mare Caragiale, și am pus tot în afară de năpasta, care e puțin mai special și nu m-am simțit foarte atras. Dar e un spectacol, e un text foarte important. Așa, O noapte furtunoasă, am fost cu Tache Anchi și Cadăr, de asemenea un succes mare al Ploieștiului, și ultimul cu Năpasta, un spectacol foarte interesant, modern, inteligent, al lui Cristi Juncu. Am uitat să spun Cristi Juncu, iertați-mă. Dar Cristi era angajatul nostru. Cristi era una din cărțile de vizită. Da, el oricum dăduse lovitura în 2007, și nu mă înșel, Azilul de noapte, un spectacol formidabil pe Gorki. Și mai ne-a făcut o mare bijuterie, Furtuna, marele text, ultimul text, textul testament al lui Shakespeare. A fost un spectacol uluitor cu care noi am deschis în 2010, în iulie, marele festival Shakespeare de la Gdansk. Deci un mare, mare festival Shakespeare. Și noi am deschis cu Furtuna lui Cristi Juncu. A fost o mare, mare mândrie. A fost mulți. Cum vedeți acum evoluția teatrului? E o evoluție, e o involuție? E altceva. E altceva. Nu vorbesc despre Ploiești, la modul general. La modul general. Nu pot să vorbesc despre evoluție în niciun caz. Nu pot să vorbesc, este altceva, este o altă paradigmă. Merg în continuare destul de mult la teatru, prin forța împrejurărilor, fiind director atâția ani, pe urmă 8 ani la Brăila, între 2013 și 2021. Am fost, face parte din fișa postului, dar e tare plăcută această obligație, să vezi foarte multe spectacole și să cunoști, să te apropii de regizorii tineri, pentru că nu poți să mergi cu acești regizori. Am fost foarte apropiat și de... Cunosc foarte bine regia tânără și cei mai tineri care vin din spate. M-a interesat și fenomenul teatrului independent, fiind un foarte apropiat de un teatru, faimosul teatru, cel mai bun, cel mai interesant teatru independent din România este un teatru, patronat de Andrei și Andreea Grosu. Am avut și o colaborare când eram la... Am dat o lovitură frumoasă. Am făcut o coproducție cu ei când eram la Brăila. În 2019 a pus Andrei și cu Andreea Grosu, au pus Before Breakfast, unde textele într-un act senzațional al lui Eugen O'Neill, Before Breakfast, și un spectacol uluitor cu Mihaela Trofimov și marele Richard Bovnotsky. Spectacolul a fost invitat, îl jucam mai mult decât la Brăila, îl jucam la București la un teatru, jucam cam 3 la un teatru și unul la Brăila, era un spectacol foarte complicat, dificil, dar foarte omenesc, foarte profund, și a fost în China, la un mare festival și cu el, dar eu n-am mai fost acolo, că erau în greș și trebuia să stau. Ați avut cu siguranță foarte multe provocări în cariera dumneavoastră de regizor, de manager, cu siguranță. Au fost foarte multe provocări, mă gândesc și la Ploiești. Țin minte la un moment dat că erau discuții ca teatrul să fie preluat de ADPP, la un moment dat de o comasare cu Filarmonica, de o trecere de la Consiliul Județean la Consiliul Local, inclusiv de fie... 2010 a fost chestia. Acolo mi-a ajutat Dumnezeu. A fost o chestie interesantă. A fost o ședință foarte specială când era fundamental să găsești actul de constituire, de înființare. Dacă erai înființat de o entitate națională, scăpai. Gen Consiliul de Miniștri, cum era pe vremea aceea. Cele mai multe erau... Nu găseam actul. Așa am moștenit teatru, nu se găsea actul, și la Brăila am avut o problemă, dar l-am găsit puțin mai repede la Brăila. De ce? Nu se pierdeau. Dar
cum să spun, comuniștii erau în toate. Era un fel de patronaj al partidului care ținea un fel de arhivă paralelă cu arhiva instituțiilor, ba uneori ei aveau toată arhiva, dacă se poate spune. S-a întâmplat și la Ploiești și la Brăila aceeași chestie. La Ploiești era situația, cum a zis dumneavoastră, era foarte complicat. Același primar, Andrei Volosevic, era într-o situație complicată și se ajunsese la o variantă la care să fie preluat cumva, adică noi să fuzionăm cu Filarmonica, cu partea, cu artisticul, adică artisticul, și tehnicul de la Filarmonica și teatru să fie preluate de ADPP, da, ceva de SGA. Notea minții. Da. Eu sunt un om și curajos, dar și băftos. Curajul e cumva și de partea norocul și de partea oamenilor curajoși. Am avut și un noroc. Eram foarte apropiat de toate teatrele mari din București și a fost o mare ședință, n-am spus niciodată. În iulie, în 2010, nu mai țin minte data, nu contează, toate teatrele din București, care aveau și ele problema lor, nu chiar atât de gravă, dar erau puse în situația să... era vorba să-i comaseze. Era vorba, dar mai multe... Să facă mai puține. Mai puține teatre. Am avut o ședință cu... Era Vasile Blaga la interne, era Emil Boc și Unor Kelemen era ministrul culturii. Culturii, da. Acolo am avut o mare șansă. Eram doar două teatre din provincie, Ploieștiul și Brașovul. Și Brașovul a avut aceeași problemă. Și s-a întâmplat următoarea chestie. Au vorbit foarte frumos despre noi și Florin Călinescu, care era coleg de facultate și de armată, el era atunci la Teatru Mic. Extraordinar a vorbit Dorina Lazar, care era directoarea de la Odeon. George Mihaiță, care era prieteni buni, adică noi eram foarte legați de București pe vremea aia. Și ne-au susținut foarte tare și atunci m-am luat deoparte într-o pauză a ședinței, că nu găseam nicio soluție. M-am luat deoparte Vasile Blaga. Acum pot să vă spun un lucru, nu prea simpatizam. Însă acum îi port o caldă recunoștință, a fost o mare, uriașă surpriză în care zice, lasă că îți fac eu rost de... Îți fac rost de documentele prin care s-au constituit toate teatre. Poate te regăsești pe unul dintre documente. Dar astea nu le dădeau să le consulte. Și m-am retras într-o cameră, acolo chiar era ședința la Ministerul de Interne, unde e Comitetul Central. Era Comitetul Central. Și am găsit Teatrul din Ploiești, care împreună cu alte 11 teatre, era nu al 12-lea, dar erau cele 12 teatre care au fost înființate, inclusiv Brăila. Ce destin nimic întâmplător. Da, erau înființate printr-un decret al Consiliului de Ministri din 15 aprilie 49 și era și Teatrul din Ploiești, de stat din Ploiești, pot să vă spun. Când m-am întors acasă, a fost o întâlnire impresionantă în biroul lui Adrian Dobre, pe vremea era prefectul, da? Și unde a venit era și Andrei Volosevic, sigur și-aduc aminte. Și fac mărturisirea asta că e o chestie emoționantă, ca să vă dați seama cum te transfigurează o frică, o panică, da. Pentru că era o răspundere uluitoare, vă dați seama, sunteți director și știți ce înseamnă. Și la un moment dat m-au felicitat, nu știu ce, nu cred că s-a servit nimica și cred că mi-aduc bine aminte, dar mi-a zis la un moment dat domnul Volosevic, domnul s-a adus, mergeți totuși acasă, că sunteți desfigurat de emoție, de ce-i fi fost eu, era și vară și nu știu ce. Am făcut mărturisirea asta pentru că a fost o reușită, de fapt, cum să spun, dacă nu eram la acea ședință, s-ar putea să fi fost un epilog. Teatru să fie avut dramatic. Altă istorie, da. Și după aceea, sigur, și Filarmonica s-a regăsit și totul a mers foarte bine. Da. A mers foarte bine. Dar a fost un moment de încercare. Am avut multe în carieră, vă dați seama, în 30 de ani de directorat am avut foarte multe. Și la Brăila am reparat teatru. Acolo am mai puține merite în sensul că proiectul era cumva pornit, dar nu era început și tot se întârzia. Era un director care poate nu i-a încurajat foarte tare, Neamicea Bodolan, îndrăgitul cântăresc de muzică folk,
Și probabil când am venit eu, aveam în pedigri și povestea cu Teatru din Ploiești și probabil că s-a ales momentul ăla. A fost o reușită deosebită, a fost un proiect european, pe fonduri europene, total diferit de ce a fost la Ploiești. Printre pasiunile noastre, bineînțeles, se numără pianul și jazzul. Și jazzul, da. Ploiești Hot Jazz Summit și Asociația Jazz Forum 03, cea la cărui ați fost președinte foarte, foarte mult ani, timp. Da. Din 2003 în 2013. Și de unde, practic, s-a reluat festivalul, da, de jazz, renumitul festival de jazz de la Ploiești. Da, în ambele cazuri și înființarea asociației, bun, înființarea asociației am fost câțiva împătimiți, am fost 24 de membri fondatori, era obligatoriu să fim 24, între care erau, bineînțeles, și cei care clădiseră primul club în 1968, se știe, în aprilie, și care făcuseră primele trei ediții, construiseră, da, cele primele trei ediții, 69, 70, 71. Evo cu mare, cu mare drag și nostalgie, pentru că i-am pierdut, din păcate, era Șerban Homor, Ionescu Homorâceanu, era Puiu Mancaș, Puiu Comănescu. Puiu Comănescu a fost, de fapt, președintele clubului, primului club. Oameni care au clădit foarte mult, dar mai erau și alți doi, Nicu Ioniță și cu Mihai Mezincescu, care făcuseră, da, parte, o poezie două. Între, când vorbeam de boema Ploieștiului, îl evoc și pe el în zona asta, chiar dacă era un inginer pe vremea aia, un împătimit de mașini vechi și iubit jazz-ul extraordinar de tare, nu știu, aveam o prețuire cu totul deosebită. Hai să zic, eu sunt artist, apropierea între un regizor de teatru și jazz e plauzibilă, cu toate că nu e obligatoriu să zic, deloc. Da, 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 cunosc, da, niște doctori, niște ingineri, tobă de jazz. Unul este Emil Calot. Vreau să ajung, da, la el. Oricum am fost acuzat că nu știu ce protector. Am copilării cu Emil, e un om puternic, e un om foarte puternic și obiectiv. Și ca să lămurești și povestea asta, că eram pupila lui, Doamne ferește, și eu, în general n-am făcut politică. Dar Emil m-a încurajat extraordinar de mult și m-a luat deoparte și era primar în perioada aceea. Și zice, ce nu facem noi un festival de jazz, Lucian? Dar era la mintea cocoșului, dar nu îndrăzneam. Bun, aveam și destulă treabă la teatru, destulă treabă. Și sigur că am mușcat imediat momeala, mi-a convenit și pe urmă a urmat 8 ediții de festival internațional de vârf. De ce a fost de vârf? Pentru că era susținere importantă a primăriei Ploiești și după aceea o să explic. Dar găsisem o colaborare cu totul deosebită cu festivalul de la Sibiu. Admiram foarte mult festivalul de la Sibiu, era un model pentru noi și ce făcea regretatul Titi Schmidt, Constantin Hilarius, da, da, Schmidt, Dumnezeu să-l odihnească și pe el, și ne-am apropiat și atunci am lucrat în parteneriat și împărțeam cumva onorariile, să diminuiau, da, cheltuielile, da, să, da, diminuiau, transportul se diminuie, se împărțea la doi. Și au fost 8 ediții foarte frumoase de festival, când s-a format un public pe care l-ați preluat dumneavoastră foarte bine și ați dus în general toată tradiția foarte bine mai departe și eu vă felicit din suflet, chiar dacă am fost în perioada aceea, era perioada cea mai dificilă, când trebuia să stau în Brăila, am stat foarte mult ca să îmi așez lucrurile, după aceea am început să circul. Dar au fost vreo 2 ani la început, era un oraș nou, teatru nou, public nou, administrație dificilă, nu, diferită, nu dificilă, și mi-a fost mai greu, dar vă urmăream cu mare drag și cu admirație de la distanță, pentru că tradiția trebuie să meargă mai departe la Ploiești. Jazz-ul, da, a fost o preluare, e adevărat, primită cu destul de multă reticență și a pornit, din punctul meu de vedere,
mult mai greu sau aproape la polul opus față de cum ați pornit-o dumneavoastră de pe ideea nu vrei să facem un festival lucruri. De jazz? Vă jur că nu știu aceste lucruri. Da, din păcate, eu mă bucur din suflet pentru că sunt un împătimit, iubesc jazzul din tot suflet. Era și pe la noi prin club, eram așa, eram micuț. Club, în clasa nouă, așa, da. Exact. Și m-am bucurat că totuși a existat această continuare, însă această continuare a fost cu lupte destul de mari, pentru că parcă nimeni nu voia să-și asume de fapt responsabilitatea, că asta a fost, da. A fost ce s-a întâmplat. Apropo de jazz, știu că aveți foarte multe proiecte personale, deja urcați pe scenă în foarte multe alte proiecte, da. Aveți un album făcut cu Claudia Motea, da, și pregătiți exact. Un festival de jazz în luna septembrie. Da. Dar până la festival mai am o colaborare la care țin enorm. Unul dintre actorii pe care îi iubesc cel mai mult în țara asta și care m-a ajutat Dumnezeu să fie și prieten de-al meu și ploieștean, este Răzvan Vasilescu. Un uluitor actor și de film. Da. Și de film. Mare, mare. Ei, împreună cu Răzvan am gândit noi... A fost ideea mea, dar cumva el mi-a spus. Lucian, uite că am strâns niște poezii în care mă gândesc tot timpul și... lucrează în mine poeziile astea și aș vrea să fac odată un... Eu care eram în șpan pe vremea aia, lucram cu Claudia la spectacol, terminasem deja spectacolul și am fost și în străinătate cu spectacolul, i-am zis, nu vrei să ne apucăm să facem? Asta era în 2020 în iulie, țin foarte bine minte, era în plină pandemie. Venise cu un spectacol la Brăila, eu ocupându-mă ca promotor de spectacole, de aducerea unor spectacole foarte importante și concerte în Brăila la un foarte interesant restaurant club Bella Italia. De an, iată, acum e al treilea an în care lucrez. Revin la Răzvan și am zis, da, sigur, mă interesează foarte mult să facem și pe urmă am pus pachetul și eu și el, adică ideea am pus-o la pachet și n-am mai vorbit vreo un an și ceva. După care eu l-am sunat și zic, mă, nu faci. Nu mai faci. Ba da, de ce? Da, trebuie ca și cum era ceva. Natural. Trebuie un an și ceva și eu ca o floare zic, apropo de ce ziceai tu, acum un an și jumătate. Da. S-a născut foarte repede, foarte frumos, dar a fost o bucurie extraordinară. Adică cam din noiembrie, decembrie, ianuarie, anul trecut și anul ăsta, am premiera în 10 februarie, țin foarte bine minte, la Teatrul Dramaturgilor din București. A fost invitat de către Marius Bodochi, el era pe vremea aia director, acum este Claudiu Blăunț. Suntem prieteni și lucrurile vor merge într-un format bun. Spectacolul se numește Cu o singură viață, are și un subtitlu, el ține mult la subtitlul ăsta și foarte frumos, Liniștea dintre cuvinte, îi aparține subtitlul. Cu o singură viață e titlul unei poezii al lui Marin Sorescu. Și sunt 5 poeți fabuloși, Marin Sorescu, Nina Casian, Mircea Cărtărescu, Ana Blandiana și mult Nichita Stănescu. Normal că suntem la Ploiești. Da. A fost, el a vrut inițial să facă numai Nichita Stănescu. Și am stat mult de vorbă și am zis, Răzvan, parcă e puțin greu să structurez tot spectacolul numai pe Nichita. Adică îți trebuie niște crescendo, niște schimbări de stil, de ritm, de tensiune și atunci încet, încet a apărut. A zis, bine, cum zice el, așa un tip strict, dar are un suflet mare. E un profesionist, un cerber de profesionist. A fost o nouă școală, uite, la 65 de ani am învățat un nou stil când am lucrat cu el. Și au mai apărut încet, încet poeții aceștia și eu am compus muzică originală. Am două standarde de care sunt total, total, total reinterpretate, le recunosc cu greu. Dar grosul pieselor, și am vreo 14 piese care sunt compuse special pentru el. E o mare bucurie să jucăm, să performăm în acest proiect al nostru. Este magnetic, Răzvan este magnetic. Este o oră jumătate în care uiți de absolut. Îți place, nu-ți place poezia? De fapt, el o transformă într-un material teatral. Devine teatru, devine un monolog. E foarte frumos structurat, împreună am lucrat la structura spectacolului. Și
Dacă vă mulțumesc pentru amabilitate că pe 4 iunie vom veni cu acest spectacol cu O singură viață, veniți să-l vedeți în primul rând pe Răzvan Vasilescu, să ne bucurăm cu toții că a plecat din Ploiești, s-a format în Ploiești într-o familie de intelectuali adevărați. Tatălui era mare profesor de matematică. Mi-a povestit niște chestii, dar poate altă dată. Important este să îl vedem, să ne bucurăm cât este sănătos și în putere, pentru că e un mare, mare actor. În rest, am multe colaborări. Am înființat un teatru privat la Galați, în incinta Universității Particulare Danubius din Galați. A fost o încercare foarte frumoasă și destul de simplu a mers, n-au fost nu știu ce, pentru că e un format independent, privat. Oamenii sunt privați, au banii lor, eu doar îi ajut să facem, să invit spectacole foarte, foarte bune. Următorul invitat este Horațiu Mălăile, de exemplu. Da. Un alt bun prieten al și al meu și al ploieștenilor. Spuneam mai devreme despre proiectul pe care l-ați avut și l-aveți în continuare, de altfel, cu Claudia Motea, un proiect în care ați făcut, de altfel, și un album, un CD. Da, da. Și da. M-am bucurat foarte mult ca acest proiect să fie prezent și la Ploiești. De altfel, în a doua parte a emisiunii noastre vom avea câteva momente de acolo din spectacolul pe care l-ați avut. Dacă puteți să ne spuneți mai multe în încheierea primei părți despre acest spectacol. Da. Eu am cunoscut-o pe Claudia în 2017, când a venit la Brăila, la Teatrul Maria Filoti, invitată de către Federația Comunităților Evreiești din România. Ea nu este creștină, dar e foarte aproape și eu sunt foarte aproape de Federația Federația Comunităților Evreiești din România, pentru că fac niște lucruri senzaționale. M-am apropiat de ei în 2013, când am gândit împreună un mare festival de teatru Mihail Sebastian. Mihail Sebastian era din Brăila. Eu îl iubesc enorm și îl consider, după Caragiale, este al doilea cel mai jucat și cel mai iubit autor. Nu glumesc. Știu ce spun. Mihail Sebastian e foarte iubit. Și atunci am lucrat împreună, era pe vremea aceea președinte, regretatul Aurel Weiner, o mare personalitate și în lumea, el era inginer, dar a fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, o personalitate. Și un foarte mare iubitor de, el avusese profesor pe Mihail Sebastian. Asta a fost extraordinar, că a fost la un moment dat Sebastian și profesor. Și apropiindu-mă cumva, venind Claudia la Brăila, mi-a făcut cadou această carte de poeme din Cetatea Soarelui. Am luat-o, primesc foarte multe cărți. Acum să vă spun un adevăr. Timpul meu e așa de măsurat, citesc foarte mult, enorm de mult teatru și de critică de teatru și de tehnică teatrală. Din păcate, mai puțină beletristică. Nu știu când se va întoarce, că am zis că am ieșit acum un an jumate la pensie. Am zis, gata, mă arunc în beret. În continuare citesc de jazz, de teatru, de... Da. Și am luat totuși cartea cu interes, primind multe și aruncând, nu le arunc, dar le frunzăresc și le dau la o parte. M-a interesat și mi-am dat seama că are un potențial foarte interesant. Ea fiind actriță, sigur că la un moment dat gândul și structura te trimite spre monolog interior. Fiecare poezie, mai mult sau mai puțin, un fragment din biografie, monolog. Și atunci m-am gândit, nu i-am spus ei, am lucrat așa, le-am așezat ca într-un puzzle, absolut un puzzle, pentru că n-a respectat deloc ordinea din volum. Și am făcut o poveste care era ei, povestea actriței care scrie poezie. A ieșit o chestie surprinzătoare, ea a rămas tablou și era foarte interesată. Ea a avut și în Canada și în Statele Unite, unde a stat 18 ani, a avut o carieră mai mult de one woman show. Deci era foarte obișnuită. Mie mi se pare extrem de greu. Genul este uluitor de greu să ții o oră, o oră și ceva singur. Atenția singur, fără să ai... Bine, mă avea pe mine și cântam foarte mult. La Răzvan cânt mai puțin, dar iubesc foarte mult ce cânt. Dar cânt mai puțin, dar la Claudia era tot spectacolul, cântam împreună cu ea.
era alt concept, în care muzica era un comentariu continuu, ca o pedală de asta continuă. E, la Răzvan Vasilescu este altceva. Muzica devine actor, devine un actor. E, dar nu vă spun ca să veniți pe Patreon. Și mi-am prezentat lui Claudia, am lucrat, nu știu dacă am lucrat, o lună, până într-o lună, dar așa, cu sărituri, că era în București, în Brăila, era complicat. Mai mult ea venea în Brăila și repetam la Brăila. Și am găsit un producător foarte bun, editura Libris, o editură foarte interesantă, Libris din Brașov, care acum se numește Creator, și un om deosebit, Virgil Oniță, care, iată, a devenit producătorul nostru și pentru al doilea spectacol făcut cu Claudia. Și cu asta chiar termin, o suită de monologe comice al lui Aldo Nicolae, s-a numit De trei ori femeie. Înainte de a intra în emisiune, ați primit la un moment dat o întrebare de la cineva, un coleg din regie, vă întreba ce mai faceți, domnule Sabados, și spuneați, ați răspuns, istorie. Aș fi vrut să vă întreb, între regizor și manager, ce preferați? Regia, nu se discută. Regia. Însă am avut foarte mari satisfacții, uluitoare satisfacții și pe management, pentru că conduci ai o jucărie fabuloasă, se numește trupă. Și când ai o trupă foarte bună de actori și când ai o libertate extraordinară, e adevărat că libertatea e condiționată de banul public, trebuie să fii zdravăn cum îl folosești, dar e totuși, ești ca un ucenic vrăjitor care creează din niște texte și alăturându-le unul de celălalt, creează o imagine, o poetică a respectivului teatru, o filozofie culturală a respectivului teatru și mai mult. Deci, eu sunt puțin de modă veche și așa se face. Modelul meu este teatru englez. Am și fost acolo de două ori, o dată, pardon, în Franța am fost de mai multe ori. Și acolo am învățat cum se face programare de spectacole și cum se face management la Londra, la Royal National Theatre. Așadar, domnule Sabados, vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați fost alături de mine în această emisiune. Vă mulțumesc din suflet, dacă îmi permiteți, în numele ploieștenilor, pentru că în continuare faceți istorie și vă urez mult, mult succes în toate proiectele și atât cât am posibilitatea să vă acord sprijinul în calitate pe care o am și în partea cealaltă la Filarmonica, cu mare drag voi face. Mult succes! Așadar, vă mulțumesc din suflet și vreau să spun o singură chestie. Replica asta cu istorie nu mi-aparține mie, o citez, ea lui Ilie Gâlea, bunul meu prieten actor, ea lui Ilie Gâlea. Vă mulțumesc din suflet. Eu mulțumesc. Așadar, în această seară l-am avut alături de noi pe regizorul, managerul, omul Lucian Sabados, căruia îi mulțumesc încă o dată. Nu uitați, în partea a doua emisiunii noastre, emisiunea Momentum, vom avea selecțiuni din spectacolul pe care domnia sa l-a pregătit, l-a susținut inclusiv la Filarmonica din Ploiești. Ai gândit vreodată alături de Claudia Motea? Mulțumim mult!